Ciprian Porumboiu privește cu optimism la viitor. Are o echipă solidă, cu un antrenor experimentat, le-a pus la dispoziție jucătorilor cele mai bune condiții, iar acum dorește ca visul său să devină realitate, să câștige campionatul. Meciurile următoare sunt privite ca fiind meciuri de foc, de aceea finanțatorul încearcă să nu pună presiune suplimentară pe umerii jucătorilor. Este optimist și își dorește ca victoriile să aducă victorii. Mai avem, pentru că ne pare tare după punctele pierdute, dar acum să vedem ce vom putea face până la final. Nu. Părea mea că și Steaua a intrat puternic în joc și e foarte bine. Sunt bucuros că sunt mai mult acolo, pentru că singuri așa ne striveau. Așa mai, să mai strivesc între ei și poate cine știe cum reușim să ne strecurăm. Luna mai reprezintă punctul culminant al acestei ediții de campionat. Au fost programate numai puțin de 8 etape. Cum până la finalul campionatului au mai rămas doar 4 de disputat, Vasluiul speră să poată depăși CFR-ul și titlul să poposească în Moldova. Hai, Vaslui!